Exod, capitolul 2, începem citirea cu versetul 1. Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns 3 luni. Nemai putând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură, pe care l-a uns cu lut și cu smoală. A pus copilul în el și l-a așezat între trestei pe malul râului. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să-i se întâmple. Fata lui Faraon s-a pogorât la râu să se scalde și fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriașul în mijlocul trestiilor și a trimis pe roaba ei să-l ia. L-a deschis și a văzut copilul. Era un băiețaș care plângea. I-a fost milă de el și a zis, este un copil de al evreilor. Atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon, să mă duc să-ți chem o doică dintre femeile evreilor ca să-ți alăpteze copilul? Du-te! I-a răspuns fata lui Faraon. Și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Fata lui Faraon i-a zis, ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a alăptat. Copilul a crescut și l-a adus fetei lui Faraon și el i-a fost fiu. I-a pus numele Moise, scos, căci a zis ea, l-am scos din ape. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați părinți, stimați oaspeții casei Domnului, ne bucurăm că în ziua de astăzi Dumnezeu și-a înnoit bunătățile și îndurările față de noi prin faptul că cu sănătate care ne-a permis să suntem în casa Domnului împreună cu frați și cu surori să înălțăm numele Domnului, binecuvântat să fie numele în veci. Amin. Este ultima slujbă programată în sânul comunității dumneavoastră și permiteți-mi să vă mulțumesc pentru căldura și dragostea de care ați dat dovadă pentru cuvântul Domnului în aceste 2 seri cât am fost, atât la seara de părtășie cu tinerii, cât și aseară la părtășia familiilor și astăzi suntem în casa Domnului. Mulțumesc bordului de conducere pentru onoarea pe care mi-a dat-o să vă slujesc, să mă îmbogățesc cu una pentru veșnicie și cu slujirea aceasta. Dacă ceva s-a nimerit să fie plăcut și să-ți folosească, dă slavă lui Dumnezeu. Dacă ceva nu a fost bine, pune în contul meu. Oricum, trebuie să le duc mai departe, vreau să mă sfințesc mai mult, să mă corectez mai mult. Dacă observați că ceva anume se mai poate corecta, vă rog să-mi spuneți și voi încerca în măsura posibilităților să duc mesajul Evangheliei cât mai spre excelență, ca în toate numele Domnului să fie slăvit. Amin. La slujba din dimineața aceasta vom vorbi despre relația părinți-copii, pentru că este și o slujbă de binecuvântare a copiilor, și am ales în mod special pasajul acesta biblic care vorbește despre Moise. Titlul mesajului meu este Dintre trestei la 120 de ani, pentru că de aici începe istoria lui Moise când a fost pus între trestele acelea. Părinții lui Moise, în mod special mama lui, se numea Iochebed și mai avea 2 copii înainte. L-a avut pe Aron și pe Maria, sau pe Maria și Aron, că Maria era mai în vârstă. Dar s-a schimbat faraonul. Foarte multă vreme m-am întrebat de ce Aron a scăpat. S-a schimbat faraonul. Faraonul dinainte murise și imediat după aceea a urmat un faraon care a văzut pericolul numărului de evrei. Toți evreii erau robi, de 300-400 de ani aproape, erau robi. Deci ei nu făceau școală, știau doar să numere cărămizile, atât tot. Nu aveau printre ei licențiați în anumite domenii. Toată viața robi, toată viața robi. Bunicul, străbunicul și așa mai departe. Doar cărămizi făceau. Și poporul acesta robit, bătut cu biciu pe spinare să-și îndeplinească normele, se mulțise extraordinar de mult. Și egiptenii au început să aibă o problemă și au spus, noi suntem un imperiu, într-adevăr suntem puternici. Era cea mai mare putere la vremea respectivă. Dar dacă împotriva noastră vine cineva, foarte lesne, robii noștri se unesc cu dușmanii noștri. Și dintr-o dată noi avem o problemă și externă, dar și internă. Ca atare, noul faraon care a venit a avut o politică de stat și a spus în felul următor, femeile oricum nu fac război, nu pot face răzmăriță, dar toți copiii de parte bărbătească care se vor mai naște de acum la evrei să fie aruncați în Nil la crocodil. Și intrase decretul acesta peste tot ținutul Egiptului și în mod special în zona Gosen, unde era poporul Domnului. Scriptura ne vorbește despre o familie din casa lui Levi, când, cu toate că mai aveau 2 copii, iată că acum se naște Moise.
Mama l-a văzut că e frumos la chip, l-a ținut ascuns 3 luni de zile, dar nu se putea eschiva și scăpa de porunca și decretul imperial. După 3 luni de zile, face un sicriaș de papură, îl unge cu lut, apoi cu smoală ca să devie impermeabil pentru apă și apoi îl așează în tetreste în zona în care venea fica lui Faraon să se scalde în Nil. Nu pentru că n-avea alt, Nilul era considerat o zeitate la momentul respectiv. Și de aceea fiica lui Faraon și chiar Faraon intra foarte des în Nil la timpul respectiv. Când fata lui Faraon a venit acolo, a văzut sicriașul, l-a deschis și și-a dat seama că este urmarea decretului tatălui ei. Și a spus, este un copil de a evreilor. În momentul acela Maria a alergat și a spus, vrei să-ți chem vreo femeie de a evreilor care și-au pierdut copilul și încă pot alăpta să-ți chem? Și a chemat-o pe mama lui Moise. Pentru prima dată în istorie avem termenul acesta de alocație. Și anume, fata lui Faraon i-a spus, crește-mi-l și îți voi plăti. Și a avut la dispoziție doar până la înțărcare. Doar până la înțărcare. Pentru unii dintre oamenii care studiază ar fi 3 ani, pentru alții puțin mai mult, dar nu dincolo de 7 ani. I-a avut la dispoziție pe copilul acesta. Și atenție, la momentul acela, Iochebed, fără studii superioare, fără baie în casă, fără condițiile de acum, erau doar robi. Tot ce era mai bun era pentru egipteni și în mod special pentru casa conducătoare, tot ce era mai bun. Robii aveau situația cea mai precară. Și cu toate acestea, această mamă și-a pregătit copilul să devină una dintre personalitățile cele mai de vază ale poporului evreu și în fața lui Dumnezeu să fie un vas al Domnului. Dacă vă duceți să întrebați orice evreu la momentul actual, care e cel mai mare om din istoria poporului vostru, fără nicio discuție, el spune Moise. De ce? Pentru că omul acesta a fost format de această femeie. Ea l-a luat în casa ei, l-a alăptat și în timp ce l-a alăptat în perioada aceea când noi spunem că nu pricepe prea mult, l-a învățat tot ce trebuie învățat. Stimații mei, ca un de lemnul pe apă a ieșit toată această învățătură. Nu uitați că după timpul acesta, Moise a fost dus la curtea imperială. Spune diaconul Ștefan în predica sa, ultima sa predică, că după aceea a fost martirizat, că a învățat toată înțelepciunea egiptenilor. Noi nu știm cum s-au făcut piramidele, Moise știa. A fost învățat toată tehnica militară, absolut tot. Prin anumite circumstanțe putea să ajungă următorul faraon. Și cu toate acestea, la vârsta de 40 de ani, ca un de lemnul pe apă, își dă seama că el nu este egiptean. Își dă seama că el n-are o diversitate de dumnezei, că egiptenii aveau taurul Apis. De aceea a fost ciuma peste vite. Egiptenii aveau zeul Ra, zeul Soare, de aceea a venit plaga cu întunericul. Au avut 10 zeități speciale, toate plăgile au lovit în zeii lor, ca să le arate că zeii lor nu-i ajută. Și în timpul ăsta, Dumnezeul evreilor, cât ei aveau întuneric, le dădea lumină. În timpul ăsta, vitele lor nu aveau nimic. Pentru că toate astea au lovit, încă o dată, mă repet, în zeii Egiptului. Și dintr-o dată Moise își dă seama că nu are o diversitate de zei, ci are un singur Dumnezeu. Și el nu este egiptean, cu toate că putea accede la tron. El este evreu. Și dintr-o dată își dă seama că Dumnezeul pe care îl slujeau părinții săi, are răsplătiri. Și spune Scriptura în Cartea Evrei, a socotit o cara lui Hristos mai de preț decât comorile Egiptului. De ce? Pentru că avea privirile ațintite spre răsplătire. Cine a spus asta? Că Faraon nu spune de asta. Mama. Dați-mi voie să vă vorbesc din textul acesta biblic câteva lucruri pe care le-a făcut o roabă pentru copilul ei, că sunt sigur că toate mamele și toți tații pot face același lucru. Ne plângem de contextul actual, însă nu uitați, Dumnezeu ne cheamă. Aș vrea să vă spun înainte de a vorbi de ce a făcut Iochebed, că dacă ai sta să te uiți la viața lui Moise, nu știu dacă ai face și ai investit tare mult. Moise a urmat ca toată viața lui să fie un tip gângav, cu vorbirea greoaie. Toată viața lui și-a avut o stare de bâlbâială, stimații mei, cronică. Sunt oameni care se mai repetă în vorbirea lor, dar Moise, efectiv, avea o stare cronică, foarte gravă.
La un moment dat, imaginați-vă că la 80 de ani Dumnezeu îl cheamă, după ce face școală 40 de ani la oile lui socrului său Iotro, îl cheamă să conducă poporul evreu din eliberare. N-aveau niciun general, nimic, de sute de ani, n-aveau niciun lider. Și Dumnezeu îl cheamă pe omul ăsta, care stătuse 40 de ani, făcuse academia undeva în Egipt. Dar acum de 40 de ani, uitați aproape tot. Când Dumnezeu îl cheamă, el și recunoaște, cine sunt eu să vii? Dacă în urmă cu 40 de ani, când omorâse egipteanul, îl întreba Dumnezeu și spunea, scoate-mi, păi slab, de când mă pregătesc pentru asta? Dar încă după 40 de ani îi spune Dumnezeu, cine sunt eu? Caută pe altul, eu stau liniștit, îmi văd de treburile mele. N-avea niciun viitor. Gândiți-vă că la 80 de ani n-avea nicio oaie pe numele lui, n-avea nicio fermă de făcut caș, n-avea nimic, absolut, toate erau lui Socusul, nu mai avea absolut nimic. Decât că era căsătorit, avea doi copii și atâta tot. Și din locul acela, Dumnezeu îl cheamă să scoată pe poporul evreu. Și după ce Moise tergiversează, evită, la un moment dat vine și îi spune, Doamne, Tu mă chem să mă duc să stau în fața lui Faraon, cu toată curtea lui imperială, eu știu ce e acolo, că am fost acolo. Am o vorbire greoaie, Doamne. Știți cât îi lua lui Dumnezeu să rezolve gângăiala lui? Scurt! Și dintr-o dată vorbea cursiv. Nu, Dumnezeu nu i-a rezolvat. Îi spune, uite care e situația. Tu vei fi Dumnezeu pentru Faraon, iar traducătorul tău va fi Aaron, frate. Imaginați-vă că intra Moise și îi spunea lui Faraon, Dumnezeu, venea Aaron și spunea, vrea să spui Moise că Dumnezeul nostru, dacă tu nu ne asculți, se întâmplă următoarele și următoarele lucruri. Cât de penibil era! Și nu-l vindecă Dumnezeu! Toată viața e gângă! Dar asta nu-l împiedică să fie un mare general și un mare izbăvitor, slăvit să fie Domnul. Se căsătorește cu o moabită, cu o femeie care nu era din neamul lui Levi, al lui Israel, cu fata lui Ietro, care era și el preot. Și căsătoria aceasta i-a adus contestații chiar din partea fraților săi. Nu numai atât, la vârsta de 40 de ani omoară un egiptean și îl ascunde sub nisip. Ce-ai face dacă ai ști că pe viitor ai un copil care toată viața va fi gângav, va fi criminal și se va căsători unde nu trebuie? Ai mai investi ceva în el? Ai mai face ceva cu el? Ai mai vedea pe un viitor? Stimații mei, și dintr-un asemenea om, Dumnezeu face un om de talia lui Moise, slăvit să fie Domnul. S-a putea ca copiii tăi să-ți arate că s-au îndepărtat de Domnul. S-a putea să-ți arate că îți duci pe alte căi. Nu uita, din cioburile acelea, Dumnezeu le poate aduna la un loc și din lutul acela îl poate refărmânta și face un vas de cinste a cărui nume să rămână în galeria eroilor credinței. Nu pierdeți nădejdea, continuați să vă rugați și să cereți îndurarea Domnului. Doamne ajută! Femeia aceasta, Iochebed, primul lucru care l-a făcut ca Moise să fie omul folosit de Dumnezeu, l-a ascuns 3 luni de zile. A avut nevoie de timpul acesta în care să fie pus deoparte ca să nu fie expus. De foarte multe ori noi expunem copiii înainte de vreme la anumite lucruri și e foarte important să-i ascundem, în primul rând, de problemele lumii acesteia. De ce? Copiii până la o anumită vârstă n-au filtru. Tot ce spui, așa-i. Dacă tata fumează, copilul niciodată nu spune că tutunul dăunează grav sănătății. Nu. Cum face tata, e bine. Dacă tata minte, așa e normal. Dacă tata înjură, așa e normal. Dacă tata se enervează și aruncă prin casă, așa e normal. El nu are filtru ca să spună asta e rău și asta e bine. De aceea există o perioadă când copilul trebuie ascuns de probleme. Ori se știe la momentul actual că lucrurile pe care trebuie să le facem în perioada asta este să așezăm în mintea copilului, care, încă o dată vă spun, n-are filtru care să oprească. Totul intră acolo. De aia spune Biblia, învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate, că a fost pusă în perioada când nu-i filtru. De aceea e importantă cântarea, de aceea e importantă învățătura de bun simț, de aia e importantă părtășia, de aia sunt importante relațiile, căci copilul vede toate lucrurile acestea. Sfânta Scriptură vine și spune căci credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul Evangheliei, prin vestirea Evangheliei.
Credința mântuitoare, stimații mei, vine prin auzirea Evangheliei și a cuvântului. Credința în evoluționism, prin ce credeți că vine? Tot prin auzire. Dar credința în satanism, tot prin auzire. Dar credința că ar putea să ai un gen diferit, tu să fii băiat, dar să te simți fată. De unde credeți că vine? Din auzire. Prin același sistem. De aceea e important ce îi se prezintă copilului nostru. Că ceea ce aude el, aceea va fi. Vă mirați de inversările astea care se fac în lume. De ce credeți că vreau să ne ia copiii, să ne dea de ducul și de la 2 ani să ia, să învețe tot pe banii noștri, că noi plătim impozitele respective, să învețe că băiatul nu-i neapărat să fie băiat, că tata nu-i neapărat să fie tată, poți să fie și femeie, că nu-i neapărat să se schimbe lucrurile acestea. De ce credeți? Ne ia să ne învețe acolo. Ori, stimații mei, v-aș ruga tare mult, faceți tot posibilul și ascundeți-i. Ascundeți-i în camera patului, cum vă vorbeam vineri seara. Folosesc referința aceasta din 2 Împărați, capitolul 11, de la versetul 1. Am mai citit pasajul acesta biblic, dar îl vrei readuc aminte. Atalia, mama lui Ahazia, văzând că fiul ei a murit, s-a sculat și a omorât pe toți cei din neam împărătesc. Dar Ioșeba, fata împăratului Ioram, sora lui Ahazia, a luat pe Ioas fiul lui Ahazia și l-a ridicat din mijlocul fiilor împăratului când i-a omorât. I-a pus împreună cu doi ca lui în odaia paturilor. Astfel a fost ascuns de privirile Ataliei și n-a fost omorât. A stat 6 ani ascuns cu Ioșeba în casa Domnului și în țară domnea Atalia. Primul loc în care trebuie să-ți ascunzi copilul este în camera patului, adică în intimitatea familiei. El trebuie să rămână acolo și să vadă cum discuți cu soția ta, cum râdeți împreună, cum plângeți împreună, cum cântați împreună, cum vă înțelegeți împreună. Apoi foarte mult contează, spun psihologii, hârjoana. Bineînțeles că noi suntem oameni mari, trebuie să câștigăm pâine, avem grijile noastre, nu îngrijorările, grijile noastre pe care trebuie să le rezolvăm. În dorința de a da copiilor noștri mai bine decât am avut noi, câteodată suntem atât de ocupați că nu mai avem timp să ne bucurăm de ei. Psihologii spun că unul dintre lucrurile care întăresc cel mai mult relația părinte-copil este hârjoana. Când efectiv el micuț fiind, se ascunde prin casă, în mijlocul casei se ascunde, și tu îl cauți, unde ești, măi, unde ești, și el râde de numai. Lucrurile astea întăresc relația între cei doi, între cei care se joacă. Și mai ales când toată casa e cuplată la așa ceva, e un râs și o bucurie. Bineînțeles că nu ne putem noi coborâ la așa ceva, ca păstori, ca slujitori. Eu veneam din evangelizare și mă așteptau copiii mei acasă, tocmai ca să joace cu mine de acolo, adică mă puneam în patru labi, lăsam Biblia deoparte și ei mă fugăreau, eram bucuros că nu se face și curs în domeniul ăsta. Și aveam pe jos pus, ca și la dumneavoastră, aveam pus mochetă, că dacă e parchet sau gresie, numai de joacă, de așa ceva ți arde. Dar din punctul ăsta, dar așteptau lucrul acesta, întărește relația părinți-copii extraordinar. Și după o tură de joacă, cânti o cântare, după o tură de joacă, faci o rugăciune, te rogi împreună cu ei, citești ceva din Biblie, le pui întrebări, le pui și așa mai departe, și apoi vezi pe ei că mintea lor discută în domeniul ăsta. Știu că eu la un moment dat discutam cu ei și m-am uitat la băiat că era puțin mai pletos așa și am spus trebuie să te duc la frizer să te tundă puțin. După care am discutat ceva din Biblie despre Dumnezeu, despre lucrarea lui Dumnezeu, și el rămâne marcat de toată treaba asta, la un moment dat îmi pune mie întrebare, tate, vreau să spun ceva. Cine îl tunde pe Dumnezeu? Că și lui cred că crește părul. M-a blocat teologic, din punctul ăsta de vedere. M-a blocat pentru că mintea lui e interesată de ceea ce spunem. Dezvoltați lucrurile acestea, că nu se uită niciodată. Ascunde-l în camera paturilor și apoi ascunde-l în casa Domnului. Adu-l la adunare. Că sunt grupe de copii și este școală duminicală, frații s-au rugat pentru învățătorii de acolo, dar du-l în casa Domnului. Aici învață disciplina, învață cum să se comporte. Mă uit câteodată, aveți copilași foarte așa, care tot vin prin față, ăștia au părinți. V-aș ruga tare mult, învață și pe părinți să fie disciplinați. Te uiți la mine, deja. Învață și pe părinți să fie disciplinați, dar învață și pe copii. Și acum mi-aduc aminte că în sânul comunității noastre, fiindcă avem biserica în amfiteatru, așa, eu când conduc slujba și-s după amvon, că avem locuri acolo, de obicei mă rog cu ochii deschiși.
și undeva la balcon am văzut pe un băiețaș așa mai blonduț, de vreo 5 ani, că tot îi dădea la unul niște coate lângă el. Ăla tot cam atât avea cât și el, da? Nu știu ce avea cu el, îi dădea așa coate. Și ăla s-o văzut că eu mă uit la ei și întrebam ce fac ei acolo. Dar el era un fel de martir în viață, așa, tășe din gură, nu îi spunea nimic, l-a mai lăsat pe el la semide și la un moment dat i-a spus, o zis păstorul, stuiți la el. L-a întrebat, cine? Păstorul. S-a uitat la mine și a zis, ce faci acolo? Știi ce a făcut? Pe locul ridicat mâinile și a uitat în stăruință. Unde învață el? Am vrut la urmă să discut cu părinții lui, cu el. Când l-am văzut cum se ruga, nu mai era unul cu mâinile ridicate, numai el era în adunare. Am zis că nu mai discut nici cu el și nici cu părinții lui. De unde a știut el că asta e reacția care trebuie la momentul respectiv? Pentru că știa că e în casa Domnului. Lucrurile astea le învățăm, frații mei. Le învățăm în casa Domnului. Învață disciplina. Când duminica seara copiii de la școala duminicală, o parte din ei sunt în biserică, să faci și colecta. La noi părinții sunt învățați, măi, voi participați la colectă, dar învățați și pe copiii să participe la colectă. Și le dă și lor câte un leu. Le spune, pentru că avem jos parchet, le spunem să nu folosească monede, tot le scapă jos, eu, să folosească bancnote de lucru. Ei, să faci colectă. Dacă cumva omul de ordine a uitat să-l ideii lor să treacă coșul, să pui ei, ar vrea să facă și poză când pun ei acolo banii, efectiv. Dintr-o dată avem grevă. Unii să vină colecta încoace pe la noi. Trebuie să treacă. De ce? Fiecare dintre ei să simte onorat. Bun, azi, mâine, poi mâine, când scapă la 18 ani, la 20 de ani, să aibă propriul lui job, în momentul respectiv știe că colecta aia nu trece degeaba. S-a antrenat. Până atunci o da banii din alocații sau banii pe care i-o da părinții. Când are banii lui, el spune să treacă pe aici, pentru că eu m-am învățat, m-am antrenat, am învățat în camera patrulor lucrul acesta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am învățat în casa Domnului. De aceea e un loc în care trebuie să fie ascunși. Nu mai insiști pe ceea ce am spus, frații mei. Fiecare familie are problemele ei. V-așuga tare mult, insistați pe ceea ce e bun. Nu vă expuneți copiii voștri la alte lucruri. Am văzut părinți cărora le plac meciurile și se duc copiii lor să-l vadă pe Messi, pe Ronaldo, pe nu știu care, se duc într-acolo. Tu de fapt îi croiești o cărare copilului tău undeva. Îi croiești o cărare, îl faci să devină fan. A ceva anume. Într-o zi nu va mai veni la biserică. De ce? Nu joacă el fotbal, dar se duce să-l vadă pe careva. Păi, dar la biserică este fanfară, este orchestră, este cor. Nu, domne, tata de mic pe mine m-a dus acolo. Aviz, frații mei, fiți foarte atenți. Croiți cărări drepte pe casa Domnului, Doamne ajută! Croiți cărări la repetiție, croiți cărări la stăruință, croiți cărări pe unde trebuie. Nu trebuie să le dați, oricum vor fi ispitiți de colegii lor. Nu trebuie să-i mai faci și tu un vânt în direcția respectivă. Că degeaba umple amvonul cu bilete, fraților, rugați-vă pentru băiatul meu, e fotbalist, e prins într-un anumit grup cu tare și așa mai departe, nu-l pot aduce la casa Domnului când mieșurile tăteți duminica, nu pot face. În timpul ăsta colegilor s-o tărăsc pentru Domnul, slujesc în biserică, să căsătoresc în biserică, a tău nu-l poți aduce aici. Păi, dar cine i-a croit drumul ăsta? Cine i-a trasat cararea asta că e bine? Cine i-a vorbit de fotbaliști mai mult decât de apostol? Cine? Ascunde-l în casa Domnului, ascunde-l în camera paturilor, fă-l să acceseze lucrurile cu adevărat importante, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am spus aspectul acesta că sunt și alte lucruri pe care noi le subliniem și aș vrea doar puțin așa să vă spun că câteodată soțul și cu soția vorbește în casă și spune în felul următor, măi ce binecuvântare pe băiatul sau pe fata respectivă, se căsătoresc. Și copiii bornei cu mașinuți prin casă, dar să atenți vorbește mama și tata. Uite că o dat peste un băiat care are școală, are pregătire, are bani, are mașină scumpă, e o familie foarte bună. Știți că repetând posesiunile, școlile, lucrurile astea, dar nu vorbim câteodată că e băiat pocăit, că e fată credincioasă. Nu vorbim că slujește pentru Domnul. Și lucrurile astea se sedimentează în inima copilului. Când va crește mare, nu-l va interesa prea mult pocăința. Îl va interesa frumusețea, îl vor interesa banii, îl vor interesa moștenirile, îl vor interesa alte lucruri. De aceea e important să vorbiți de sfințenie, de pocăință, de bun simț. De aceea e important să sădiți lucrurile acestea
mai presus de bani, mai presus de carieră, mai presus de orice altceva. Când a fost copil, părinții mei m-au învățat în camera patului și apoi în casa Domnului. Măi, când lângă tine este o persoană în vârstă sau o doamnă însărcinată, tu să nu stai pe autobuz, măi, sau să stai pe scaun și ea stă în picioare lângă tine. Știți că aveam ca un arc, așa, cât am făcut școală, am mers cu autobuzul. Când vedeam o doamnă însărcinată sau pe cineva în vârstă, parcă aveam un arc sub șezut. Săream, vă rog frumos să ocupați locul. Am arcul ăla și acum, la 60 de ani. Câteodată mi-aduc aminte, băi, eu am zis că ăsta e în vârstă, dar el e mai tânăr ca mine și eu i-am dat locul lui. Dar de ce? Pentru că lucrul ăsta e acolo. M-au învățat de atunci și mă urmărește în continuare. A respecta pe frați. Ați dat seama că sunt oameni care pot greși la un moment dat, dar tu trebuie să te porți cu îngăduință. Lucrurile astea se învață acolo. Să ne ajute Dumnezeu. Primul lucru l-a ascuns. Al doilea lucru l-a pus într-un sicriaș. Stimații mei, unul dintre lucrurile cele mai importante pe care trebuie să le facem în viață cu copiii noștri este să-i pregătim. Și-i drept că îi pregătim să devină medici, să devină arhitecți, să devină miri și mireasă, să devină realizați și cu carieră. Și nu-i rău să-i pregătim. Dar de moarte cât îi pregătim? Că nu toți ajung să căsătorească. Nu toți ajung să termine o școală. Câți dintre ei pregătim pentru momentul când s-ar putea să pleci? S-ar putea la un moment dat să fie bolnav de leucemie și cu toată rugăciunea bisericii, Dumnezeu să aibă alte planuri pentru el. L-am pregătit și pentru celelalte lucruri? S-a recitat poezia Demnitate în fața morții. I-am învățat că există o demnitate și că viața nu-i numai aici, chiar dacă e de 100 de ani, ci că adevărata viață începe după aceea. I-am pregătit pentru asta? Că la un moment dat s-ar putea să ne întâlnim cu așa ceva. Că la un moment dat Dumnezeu în suveranitatea Lui știe ce are de făcut. De multe ori intercalăm. Cunosc pe cineva care la un moment dat i s-a îmbolnăvit copilul, pare mi se de 5 anișori și foarte grav, trebuia să plece. Și ca și mamă, ca și tată s-au rugat, Doamne, fă cumva, e copilul nostru, până acum am investit în el, așteptăm. Și Dumnezeu le-a spus că planul lui este să-l ia. A intrat mama în post cu surorile, cu prietenile ei și Dumnezeu a spus, m-am lăsat, nu plecat, dar vei plânge. Știți că copilul acela are acum 40 de ani, dar nici nu vrea încă să audă de adunare? Am discutat cu el în câteva rânduri și am spus, măi, cea mai mare de da, să știți că așa trebuie de făcut și așa, dar nici acum nu-i lua botezul și mama lui continuă să plângă? Nu știu ce va fi. Dumnezeu în suveranitatea lui știe viitorul, știe ce va alege copilul acela. Mai degrabă îmi frânge inima acum, că e planul lui, decât la un moment dat să mi se frângă inima mea când îl văd că s-ar putea să fiu despărțit de el, nu numai aici, ci pentru eternitate. De aceea noi trebuie să învățăm copiii noștri că fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Amin. De foarte multe ori învățăm numai pentru viață. V-aș ruga tare mult când în slujbe de priveg și de mormântare, luați-vă copiii acolo, să știe că moartea face parte din viața umană. Fiecare viață de pe pământul ăsta se va încheia cu un moment al morții, mai devreme sau mai târziu. Toți ne dorim pe la 90 ceva de ani, sau de ce să nu spunem să vină Domnul Iisus, nici nu trecem pe aici. Dar dacă Domnul Iisus Hristos nu vine, există ceva ce va încheia viața mea și poate a copiilor mei sau a nepoților mei. Să ne pregătim și noi și ei. Doamne ajută! Asta înseamnă sicriașul ăla. Sicriașul mai înseamnă limitare. În sicriaș n-ai cum să faci cross. În sicriaș n-ai cum să alegi. Este o limitare, ești foarte strâmtuț acolo. Învață-ți copilul că există doar o zonă a lui, că are limitările lui, că nu tot ce e în lume, asta îi aparține lui. Foarte mulți copii sunt învățați, domnule, tot ce vezi, tot ce cuprinzi, poți să atingi, tu ai un potențial extraordinar. Nu, iubiții mei, concentrează-te pe ceea ce îți aparține ție. V-aș ruga tare mult ca și părinți. Știm că din foarte multe ori vrem să vă învățăm copiii noștri să fie super calificați. Mă uit în România, mai ales la oamenii de afaceri, doresc ca copiii lor să învețe. Pe lângă manualele pe care le au,
Li se mai dau și manuale suplimentare. Când vin de la școală, vin cu niște ghiozdane, zici că-s pușcaș marin. Mare, așa, vin, abia le târâi, pe autobuz, așa, intră în casă, dau jos dita mai ghiozdanele și părinții nu zic, mănâncă repede, că vine profesorul de engleză, trebuie să știi și bine engleză. După ce termină profesorul de engleză, fugi la alți, în not, că dacă vine vreun potop ceva, să fii pregătit, să știi să noți. După ce termină ăla cu notul, ăla de desen și așa mai departe, mai dă și ori suplimentare la matematică și într-o parte în alta, pentru că vrem ca copiii noștri să fie buni și la muzică, și la not, și la desen, și la absolut tot. Frații mei, fiecare copil se naște cu darul lui, cu înclinația lui. Unii sunt mai înclinați spre matematică, sunt mai puțini ăștia. Sunt mai puțini. Alții sunt înclinați spre desen, de exemplu. Și sunt copiii care de mici le place să deseneze. Un mare pictor care își vinde tablourile cu zeci de mii de euro spunea, la 5 ani mi-a cumpărat mama niște acuarele, ceva, și au dispărut pentru puțin timp din bucătărioara noastră. După ce au dispărut, ce poate ea mi-o face? Eu în timpul ăla, când auziți copiii că nu fac nimic, că nu se aude niciun zgomot, și știi că eu început picturile deja. Dar pe pereț. Când a venit mama, a găsit un perete mâzgâlit, deja o pictură abstractă se numește, o pictură pe perete. Mama, în loc să-i spună, îți dau astea pe foc, nu te mai prind niciodată, mi-ai stricat toată zugraveala din bucătărie, mama lui i-a spus, vai, da, ce frumos ai făcut-o aici, dar i-a luat acorelele pe loc. El a rămas marcat de lauda asta. De atunci încoace, matematică nu știe cine știe, biologie nu știe, știe să deseneze. Și vinde tablourile, cum v-am spus, cu zeci de mii de euro. Matematică i-a ajuns să vadă dacă o primi banii sau nu, atâta tot. Uite la copilul tău spre ce e înclinat, că există anumite lucruri în el însăși. Există copii care din mici îi place să facă mâncare. Dă-i drumul spre latura aceasta a gastronomiei, că vei mânca și tu sănătos și el, slăvit să fie Domnul. Dă-i drumul pe altele astea. Gândește-te la aspectul acesta. Nu-l fă bun la toate, că la un moment dat clachează. Spune, Doamne, nu mai știu pe ce drum. Îmi place și asta, dar nu pot, îmi place și cealaltă. Te-aș ruga, învață limitările care aparțin de copilul tău, ca să fie eficient în domeniul acela. Apoi învață limitările financiare, pentru că s-a putea copilul tău să câștige. Și mulți au ajuns la ruină pentru că n-au înțeles limitările. Ascultați ce spune cuvântul Domnului Eclesiastru, capitolul 5 cu versetul 19, spune în felul următor. Dar dacă Dumnezeu a dat cuiva avere și bogății și a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui. Acesta este un dar de la Dumnezeu. E dar de la Dumnezeu când îți iei partea ta. Când iei tot, nu mai este dar. Când iei tot, nu mai este dar. Dacă îți iei partea ta din tot ce-ți vine, tu ai o parte acolo. O parte care te menține, iar restul dai la cei care nu văd. Puteai să nu vezi și tu, dar Dumnezeu ți-a pus banii lor în buzunarul tău. Dai o parte la cei care au avut accident de muncă, dai o parte la cei care s-au îmbolnăvit, dai o parte la misionari, dai o parte la lucrare. Te face Dumnezeu banca lui pe pământ. De ce? Pentru că tu dai, prin tine vin. Dar dacă nu dai, nu mai devine un dar de la Domnul. La un moment dat devii o mare moartă, în care nu mai intră lucruri și tu cu nevastă ta și copiii tăi le cheltuiești pe tot felul de lucruri, numai ca să vă lăudați în viață și să pierdeți limitările, crezând că n-aveți nicio limită. Veți constata că la un moment dat Dumnezeu vă va pune într-o anumită zonă când veți vedea foarte bine marginile pe care le aveți. Dar până atunci e bine să fii limitat în tot, și în cheltuieli, și în a prezenta anumite lucruri. Fii limitat. Al doilea aspect la sicriaș este că a fost uns cu lut și cu smoală. De ce cu smoală? Ca apa să nu pătrundă acolo. Suntem în lume, dar nu suntem ca lumea. Trebuie să învățăm pe copiii noștri de mici, că trăim într-o societate în care oamenii nu sunt de acord nu cum arătăm noi, nu cum învățăm noi, nu cum profesăm noi, nu sunt de acord cu Iisus Hristos, Domnul nostru. Și așteaptă-te să fii prigonit, să fii trecut mai departe și împins mai departe, doar pentru că crezi în Iisus Hristos. Sunt astăzi societăți
în care poți să te prezinți, să spui liniștit că crezi în marțieni, oamenii te aplaudă. Să poți să spui la un moment dat că efectiv îți întemezi propria ta religie, oamenii sunt foarte de acord. Când le-ai spus că ai fost un pierdut, că ai fost un stricat, iar Iisus Hristos ți-a schimbat viața, te lasă în drum, poți să ai 3 facultăți. Te lasă în drum. De ce? Pentru că oamenii nu pot suporta numele Domnului. Pe tine, ca liber cugetător, te suportă. Pe tine, cu idei, tot felul de gâză și de idei care le ai tu în cap, te suportă. Dacă n-ai venit să spui că ești tributar și tot ce ai se datorează lui Iisus Hristos, oamenii nu te suportă. De aceea, în societatea modernă, o să vedeți că scoatem toate simbolurile care se trimată spre Duhul Sfânt și spre Iisus Hristos. Tot prin ce ne-ar identifica oamenii că suntem pocăiți. Le scoatem de acolo. Pentru că ne temem de modul în care ne-ar cataloga oamenii. Îți înveți copiii, măi, cu toată școala ta, cu toată pregătirea ta, când vei spune că ești pocăit și că crezi în Iisus Hristos, oamenii te vor izola, oamenii te vor pune deoparte, oamenii se vor uita ciudat la tine, în timp ce pe desfrânați, pe alcoolici, pe drogați, îi vor primi în cercul lor, vor fi prieteni, tu vei fi lăsat deoparte. Vei vedea că alții intră înaintea ta la locul de muncă. Și nu pe principiu de competență, ci doar pentru că tu ești altfel. Te-ai învățat? Eu când am făcut școala asta au fost atunci. Câteodată ne ridica profesorul și își bătea joc de noi că eram pocăiți, în mijlocul tuturor celorlalți. Asta nu însemna, mă întărta mai mult să mai pun smoala acolo. Să mai pun smoală să nu pătrundă lumea la mine. Dintr-o dată îmi dădeam seama că celălalt pocăit din altă clasă, ăla e prietenul cel mai bun al meu. Pentru că toți ceilalți aveau atitudine împotrivă. În zilele noastre de astăzi văd că am început așa să ne obișnuim cu lumea, cu sistemul ei, cu valorile ei. Am început și noi să avem copii școlați, pregătiți și de multe ori, câteodată, insistăm asupra carierei mai mult decât asupra spiritualității. Și v-aș ruga tare mult să fiți foarte atenți la aspectul acesta. Pentru că trebuie să o spun, după 1990, după 89, foarte mulți colegi de-ai mei mai în vârstă sau i-am văzut la un moment dat că și-au trimis copiii care erau la școala duminicală, erau la fanfară sau la orchestră, i-au trimis la tot felul de meditații, să ajungă doctori, să ajungă ceva, că până acum n-a fost voie, nu erau lăsați elevii buni, credincioși, să ajungă la facultăți de top. La inginerie, mecanică, la ceva mai mergea. Dacă se aducă în anumite zone, nu erau de acord. Nu trebuie să vă vorbesc de ce a fost atunci în România, că pot vorbi mai mult de aspectul ăsta. Tristețea este că nu-i mai vedeam. Și întrebam, băi, dar unde sunt copiii? Învață, frate, ca să poți ajunge ceea ce ne-am promus, trebuie să înveți. Ca atare nu mai are timp de cântat în cor, nu mai are timp de pampară, nu mai are timp de orchestră, nu mai are timp de adunare, măi. Nu mai are. El învață, ia meditații să ajungă. La momentul actual mă duc prin Austria, Germania, Anglia, Spania și mă întâlnesc cu prietenii mei și îi întreb, măi, cum stați? Bine, uite, stăm pe aici împreună cu copiii, dar cum sunt copiii? Păi cel mai mare șef la o clinică medicală are un salar și îmi spune un salar de vreo 40 euro și mai adaug în față altceva. Așa, îmi spune un salar, da, fata e arhitectă, tot la fel are, așa, dar celălalt, așa, 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 dintr-o dată când stai și cumulezi ce e acolo, o grămadă de abonet. Bineînțeles, pentru fiecare om sunt oameni realizați, nu? După mentalitatea occidentală, sunt oameni realizați. Eu, ca păstor, mai pun o întrebare și întreb, bun, văd că sunt toți realizați, sunt mântuiți? După care mama, de obicei, răspunde, mai așa, mai... Nu sunt mântuiți, dar sunt mai buni ca pocăiții pe care îi avem noi în adunare. Vreau să vă întreb, rezolvă cu ceva treaba asta? Oare zerourile alea țin loc și de spiritualitate? Oare când va veni Hristos și dacă vine acum, zerourile alea te răpesc în funcție? Oare ce era mai important înainte? Nu e rău să fii medic, arhitect, cosmonaut, scafandru, ce vrei să fii copilul tău, dar cel mai important este să-L aibă pe Domnul. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, nu contează ce mai are. Nu contează ce a ajuns. Și toate astea, Iochebed a știut ce să fac. L-a ascuns și apoi l-a pus într-un sicriaș limitându-i și arătându-i că va fi diferit toată viața lui. Pentru că s-a născut într-o familie diferită. Ultimul aspect pe care l-a făcut Iochebed
l-a alăptat și l-a învățat. În vremea aceea, când îi dădea lapte și când îl hrănea până la vremea înțercării, n-a considerat femeia aceasta, las că n-are 10 ani, că n-are 12 ani, că n-are 18 ani, o să-i explic eu Evanghelia. Nu, 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 eu n-am timp mult la dispoziție. Eu am un timp limitat, după care intră în cel mai sofisticat sistem de învățământ care există în lumea asta, sistemul egiptean. Și doar acum, cât îi lau lapte, că îl rănesc, trebuie să-l învăț. Și Iochebed, în primul rând, i-a repetat lui Moise că el este evreu și nu egiptean. Cu toate că mai ușor s-a adaptat dacă spunea ești egiptean, cei care conduc aici, băi. Toată țara aceasta este Egiptul, noi evreii suntem de sute de ani robi. N-aș vrea să te identific pe tine cu niște robi. Nu e așa că vrem ca copiii noștri să se simtă cât mai naturalizați? Câți dintre noi îi pregătim că sunt oameni asupra cărora societatea se va răzbuna? Încă o dată vă spun, nu datorită performanțelor noastre școlare sau financiare, ci datorită faptului că Dumnezeu ne-a lăsat în lumea asta să nu fim ca lumea și numai prezența ta condamnă pe oameni. Se întâmplă foarte multor păstori care predică Evanghelia, oameni cu verticalitate, câteodată trebuie să se mai tundă. Mă refer la cei care au ce. Și când se duc, de exemplu, la frizer, când se duc la frizer, acolo este coadă. Și toți discută la frizer, tot felul de boancuri, de pante, de cutare. Când a intrat păstorul acolo, el spune și el, care e ultimul la rând? Păi ăsta e la rând. Nu mai vorbește nimeni nimic. Ar începe să vorbească de răpirea Domnului, dar nu știu. Și dându-și seama că merg cu frâna de mână trasă și trebuie să tacă, îi dau prioritate păstorului să tundă primul, că dacă pleacă, îi pot vorbi liniștit. De ce oare? Pentru că prezența ta impune ceva. Păi dacă tu ajungi în colectivul tău de muncă și aia încep să râdă cu glume proaste, care înseamnă glume disprețuitoare sau cutentă de la jumate în jos, despre soția cuiva, despre colega de muncă, și tu nu râzi cu ei, poți să fii sigur că a doua oară ei nu-și mai permit să spună glumele alea. Sau își vor permite doar când tu nu ești acolo, pentru că tu ai o prezență, o prestanță. Tu ești altfel. Ori, stimații mei, femeia aceasta l-a învățat pe Moise că el este evreu. L-a învățat că are un singur Dumnezeu, făcătorul și țiitorul tuturor lucrurilor văzute și în ele cele nevăzute. Egiptenii aveau o grămadă de zei, depinde pe care simpatiza. Dacă vrea să ducea la templu lui Ra, zeul soare, dacă vrea să ducea la templu lui Apis, dacă vrea să ducea la alt templu, nu puteai să-l găsești odată. De exemplu, în dimineața asta, dacă el era un asemenea închinător, spunea, băi, poate e la ceilalți, nouă, poate e dus acolo, nu-i cu noi. Nu, noi avem un singur Dumnezeu care se prezintă în mijlocul Dumnezeilor și a celor răscumpărați de Domnul, făcuți copii ai Domnului, slăviți să fie Domnul. Și în casa Domnului, lăudat să fie Domnul. Dacă cineva nu-i cu noi aici, înseamnă că e plecat în altă parte, înseamnă că e dus în altă parte, înseamnă că are alte priorități. Dar noi suntem aici pentru că ne închinăm lui Dumnezeu. I-a învățat pe Moise că ăsta e Dumnezeul lui și că Dumnezeul acesta are niște răsplătiri. Nu neapărat pentru pământul acesta, ci pentru veșnicie. Și știți ce e interesant? Că Moise dezvoltă lucrul acesta și dați-mi voie să vă citesc din Cartea Evrei, capitolul 11, versetul 24, 25 și 26. Scriptura spune așa, prin credință Moise când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii ațintiți spre răsplătire. Le-am vorbit copiilor noștri de răsplătirea Domnului? Le-am vorbit de ce putem fi noi prin Iisus Hristos? Le-am vorbit despre faptul că viața nu-i numai aici, ci și în eternitate? Și în vederea lumii de dincolo, noi trebuie să slujim Domnului? Trebuie să fim pasionați pentru Domnul? Când cântăm, să cântăm din toată inima? Când ne rugăm, să ne rugăm cu pasiune? Să punem suflet în tot ce trebuiește?
Mă deranjează faptul că dacă ieșim afară de aici și vorbim de unii să câștigă bani, avem niște voci și ne interesăm pe toate direcții. Mă deranjează faptul că atunci când ieșim afară și vorbim de politica Austriei față de România sau politica din România, suntem foarte pasionați. Efectiv, ni se umplă venile la gât, discutăm. Dacă vorbim despre mântuirea lui Iisus Hristos și îi cântăm, o stăm așa lejer, pe selent în adunare și cel mai frumos cuvânt pe care îl așteptăm de foarte multe ori, mai ales la slujba de duminică dimineața, este cuvântul adunarei libere. După care își dau drumul, frate, slăvit să fie Domnul, s-a încheiat, hai să vorbim și noi. Dar n-ai putut până acum să cânți, să lauzi pe Domnul, să mai strigi un slăvit să fie Domnul? Ba da, dar ceva anume ne-a făcut să mergem cu frâna de mână trasă. Ori, iubiții mei, când privești spre răsplătire, îți dai seama că niciun preț nu-i prea mic de a putea trăi o stare de binecuvântare. Sunt comunități care se adună duminica dimineață, se adună. Aceiași oameni care mai înainte s-au sculat. Nici acum nu-s dismețiți bine de la momentul respectiv. După adunare liberă îți revin și ei, băi, duminica asta și așa mai departe. Dar ei când încep să laude pe Domnul, încep să glorifice, deci cântă corul, nu cântă, greșește gama, nicio problemă. Hristos e în mijlocul nostru, lăudat să-i fie numele. El merită lăudat. Am fost la slujbă unde primul ministru României era prezent acolo. SSP-ul era prin zonă, totul a fost cercetat și așa mai departe. Toți frații doreau să facă slujba cât mai bine, coriștii, oamenii de ordine, totul să iasă cât mai bine. Și a fost doar un amărât de prim-ministru care a trecut în istorie. La noi, în continuu, vine Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Nu-l trimite pe o dată pe Arhanghelul Mail, altădată pe Îngerul Gavril și noi nu știm cine. Nu, el totdeauna aici. Nu merită oare gloria, slava, cinstea, totdeauna, Doamne ajută! Să ne ajute Dumnezeu. Când te încarci cu asemenea mentalitate, gândirea aceasta schimbă tot. Femeia aceasta, Iochebed, a putut să-l ia pe Moise și să-l ascundă de probleme, să-l învețe, să-i arate limitările lui și poziția lui și apoi să-i spună. Și la vârsta de 40 de ani, când avea tot viitorul înainte, când învățase toate școlile Egiptului, dintr-o dată și-a adus aminte că frații lui nu sunt egipteni, ci sunt evrei și a ieșit să-i apere. Dintr-o dată și-a adus aminte că are un singur Dumnezeu. Dintr-o dată a considerat răsplătirea lui Hristos mai de preț decât toate comorile Egiptului și decât bucuria de o clipă a păcatului. Și dintr-o dată învățătura lui Iochebed a ieșit la suprafață, făcând din Moise un titan al credinței. Nu suntem robi, stimate Doamne și Domni, frați și surori. Avem posibilități să ne creștem copiii. Ne plângem de internet, ne plângem de tot felul de pârghii. Nu uitați, toată vremea aceasta Dumnezeu ne-o dă să fim mai mult ca biruitori, Doamne ajută! Mai lăsați alte priorități și ca și Iochebed, creștiți-vă copiii care să fie folosiți de Dumnezeu spre slava și gloria sa. Amin!